Mai multe persoane din Medjidie s-au prezentat aseară la sediul televiziunii Alpha Media pentru a reclama comportamentul abuziv al unor vecini. Dădea drumul în fiecare zi la 12 dimineața. N-aveam liniște deloc și vecinii a zis să punem mâna, să facem cerere, să semnăm toți vecinii, precum că n-avem o dignă de ei. Și ei s-a îmbătat acum, ne-a luat la bătaie. Și pe mine și pe mama. În urma scandalului, două persoane au ajuns la spital cu vânătăi și coaste rupte. Întorși de la unitatea sanitară, oamenii povestesc că, deși au intervenit, polițiștii nu au aplicat nicio sancțiune agresorilor. M-a luat patru bărbați la petroaie, la șuturi, cu coada la topor, la mijloc, și femeile mi-a spart telefonul și m-a tăbărât, mi-a bătut copilul de 11 ani și unul de 7 ani. Victimele spun că nu mai au curaj să se întoarcă acasă și asta pentru că scandalul poate să repornească oricând. Mi-e frică să mai mă duc în casă, ei sunt aglomerați, măsa a venit cu toporul. Pentru a ajunge la locuință în siguranță, polițiștii i-au condus pe cetățeni și s-au asigurat că totul este în regulă. Oamenii legii efectuează acum cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-au produs vătămările corporale. Față de persoanele care au provocat acel scandal, este vorba de două femei și de patru bărbați, au fost identificați și în prima fază le s-a acordat sancțiuni contravenționale conform legii 61/91 pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și participarea la scandal într-un local public. Deoarece la nivelul Biroului de Ordine Publică, compartimentul proximitate, exista un lucru, trei dosare pe numele acestora, s-a întocmit un al patrulea dosar de cercetare penală pentru lovire și distrugere, fapte invocată de una dintre părți care dorește să scoată și un act medico-legal ce desfășoară, activități desfășurate în prezent, în acest moment de către ei. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să nu dea curs niciunei situații conflictuale și să apeleze cu încredere Serviciul Unic de Urgență 112 și asta pentru a nu deveni victimele unor agresiuni.